Vacanțele în Grecia încep mai devreme decât în alți ani. Ministrul turismului din Grecia a anunțat că în 2022 sezonul turistic va începe oficial în martie. Faptul că acest sezon începe mai devreme înseamnă că hotelurile, care de obicei sunt închise în lunile de iarnă, se pot redeschide mai devreme, iar turoperatorii pot începe să aducă turiști, vizitatori. Discutăm despre acest subiect cu Ciprian Enea, consultant în turism. Bună dimineața, domnule Enea! Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Enea, înțelegem că e posibil ca anul acesta sezonul turistic în Grecia să înceapă mai devreme, în luna martie. Ne ajută și vremea? Da, aș face câteva observații cu privire la anunțul grecilor. În primul rând trebuie să observăm semnalul foarte bun pe care grecii îl dau pentru sezonul estival 2022. Așadar, ne așteptăm la un sezon estival cu puține restricții sau poate chiar lipsit de restricții. Ne așteptăm la un număr mare de cereri, ne așteptăm la un entuziasm atât din partea turiștilor cât din partea operatorilor locali. Posibil ca acest entuziasm să-l simțim și pentru alte piețe, precum Bulgaria, Turcia, Spania și așa mai departe. Deja pe destinații precum Egipt sau alte destinații exotice avem un număr foarte mare de cereri, avem cursele pline la ora actuală pentru următoarele două luni de zile. Nu mă aștept însă ca din luna martie sau din luna aprilie plajele Greciei să fie invadate de către turiști. Într-adevăr, probabil că un city break în Atena sau excursii în alte zone ale Greciei legate mai puțin de litoral, s-ar putea să avem circuite, s-ar putea să avem city break-uri, cum am mai spus, însă sezonul estival probabil că va începe tot undeva în a doua jumătate a lunii mai. Însă e posibil să avem o vacanță de Paște interesantă în Grecia, așa cum în general avem și în Bulgaria, în special pe hotelurile de all inclusiv de 4 și 5 stele. E posibil ca grecii să încerce, nu neapărat pentru piața românească, să încerce, cum spuneam, să-și extindă sezonul turistic în Cipru, de exemplu, o țară mărudită cu Grecia, dacă vreți, și ca mediu, condiții geografice, dar și din perspectivă culturală. Cipru atrage un număr mare de turiști, în special din țările nordice. Sunt turiști care, pe capete de sezon, vin în hoteluri de 4 și 5 stele, dotate cu piscine, cu apă încălzită, piscine acoperite, zonă de spa și așa mai departe. Sunt turiști care plătesc un preț modic, plătesc un preț foarte bun, în special pentru hotelurile cu o anumită bază de spa, de tratament, de petrecere a timpului liber, care să nu fie meteodependent. Așadar, vorbim de acele spații generoase, acoperite cu zone încălzite. Probabil că și grecii încearcă să mizeze în acest an pe genul acesta de turism, însă putem spune, referitor la turiștii români, că ne așteptăm ca după 15 mai să avem, la început, e adevărat, turiști care merg cu autocarul în partea continentală, dar ulterior ne așteptăm la un număr mare de turiști români care să meargă și în partea insulară, atât cu avionul cât și cu mașina proprie sau deținut și în vacanțe cu autocarul. Dacă spuneți că așteptăm o vară în care restricțiile să fie mai puține sau chiar să lipsească, au început să revină și ofertele early booking? Da, oferta early booking avem încă din toamnă. Din păcate, încă simțim o reticență din partea turiștilor români în a achiziționa pentru vacanțele externe oferte early booking cu bani în avans. Sunt rezervări, sunt foarte multe rezervări, însă pentru ca aceste rezervări să fie ferme, ca aceste cereri să fie ferme, ar trebui plătit un avans consistent pe care agențiile de turism la rândul lor să-l dea turoperatorilor străini sau să-l dea companiilor de transport. În aceste condiții, momentan, cei mai mulți români au un apetit ridicat în a-și plăti vacanțele early booking pe România și în anii de pandemie România și-a onorat practic vacanțele early booking în condiții asemănătoare celor stipulate și ușor, ușor sperăm ca și pe destinațiile externe să revină apetitul pentru early booking. Trebuie spus că încă avem prețuri mici la vacanțe, atât pe România cât și pe extern. Ne așteptăm în 2-3 luni de zile ca toate aceste prețuri să sară cu 25-30%. Ciprian Enea, consultant în turism. Mulțumim foarte mult!